Dacă acum m-ar fi ridicat Mircea Becebanu și mi-a spus să vorbesc despre romanul Zbor Frânt, vreau să vă spun, eram prin clasa 5-a și am citit cu drag acest roman și romanul Lorenzo Suioc, Singur în fața dragostei, dar m-a intrigat acest roman prin aceea că era să este autorul și a născut data de 25 iulie. Dar eu era născut pe data de 26 și printre asta m-a atras și apoi l-am citit peste câțiva ani și dacă ar fi vorba, mi-ar fi spus cineva să vorbesc despre proza lui Mihai Boiat și mai ales că aici e vorba de acea antologie care este de la Iași. Eu văd că lecția e lipsă, n-ai învățat-o. Sunt novele lui, am sunat acolo aproape că niște cum ne mai puse. Și sunt acolo niște minunate novele, dar eu să rămân la bibliografie. Bibliotecarul de profesoare și copii știu că are Vasile Romanciuc, o poezie care nu o să nu-i chiar credeu, dar vorba despre ce e că un miel mergea spre bibliotecă și te l-au întreabă, nu zice, mă duc să citesc cartea încă nescrisă. Dar cum mai citești cartea nescrisă? Până eu ajung, cineva o va scrie. Deci este vorba că această carte, Aurelian Filip, a fost prezentată încă când nu era editată. Cartea a fost editată, a fost trimisă, tocmai în China. Cartea aceasta și cealaltă carte a lui Jean Filip, el o să vă arate cu șcret, când o să vorbească el, pe ce înțeleg cum arată, vine tocmai din China. Vă imaginați, dragii mei colegi, e mai ușor să primiți încolo, tocmai în China, că sunt mii de kilometri, să editeze o carte, să o aduce înapoi și e mult mai ușor, dar noi îi aplaudem de dușmanii ăștia, de arc și așa mai departe, îi aplaudem că spun editori. Îl face ca în China, măcar ca în China. Deci, cartea lui Iulian Filip, când încă nu era chinez, a fost de acum prezentată la Liceul Promitien. Această carte, da, este un alfabet. În același timp, după alfabet, dar în același timp este o carte foarte căutată. Avem un coleg foarte bun care voi îl cunoașteți, când încă nu era deputat și era director de editură și odată l-am întrebat, era la o caldă de Coca-Cola, și l-am întrebat, zic, dar în ce mod faci că mulți critici, ai vreo 3-4 scriitori care editez, deci care cel mai mult și mai bine este editat și reeditat, dar nu Iulian Filip, Vasile Romanciuc și alții. Și el mi-a spus, voi nu vă supărați că sunteți prieteni, dar pentru mine nu vă supărați, doamne, nu vă supărați, dar pentru mine cartea este o marfă. Și dacă această marfă este vandală, atunci voi când sunteți prieteni, nu sunteți prieteni, sunteți autorii mei. Dacă nu, revenim doar la Pepsi Cola. Iată felul ăsta. Cărțile lui Iulian Filip au fost editate și prietenea. Această carte a fost prezentată la Promedeu, am spus. Am fost chiar și zile acestea la câteva întâlniri și Miștia și în satul nou se numește. Și am fost și în alte biblioteci. Toate cărțile lui Iulian Filip sunt referințite. Și nu știu de ce, încheiate, rupte. Nu știu de ce autorul nu supă. Care trebuie să fie adevărat, așa, frumos, cu a 11-a ediție, pe 20 sau chiar cea adusă din China. Și el nu supă, el. Vreau să vă spun că, n-am să vorbesc mult, dar vă citesc numai mulți copii. Ascult cu o poezie. Eu, timp de 4 ani am învățat această poezie, am vorbeam Filip, că vă spunește Rochița Lieviș. Era o dată ca niciodată, Rochiță. Și Rochița avea o fetiță. Dar cine e și mai era Rochița, nu spăla niciodată fetiță. Cam în stilul ăsta. Cam în stilul ăsta. Copilul din Iulian Filip moare. Îi place jocul. Îi place tot ce e frumos. Deci undeva scria în această carte Bucurii pentru copii, antologie de poezii pentru copii, Vasile Romanciuc a pregătit-o. Vasile Romanciuc scrie că Iulian Filip este căutătorul de lumină. Iulian Filip este căutător de lumină, căutător de frumos, căutătorul frumosului din copil, îi place jocul. Atât de copil, atât de mic sunt pentru copii, eu nu vreau să-l voi invita. Felicitări, Iuliane, felicitări nouă tuturor, dar vreau să vă spun în primul și primul rând această carte este pentru profesori, pentru educatori, dacă ai această carte, cu atâtea gândici, atâția compozitori l-au ajutat pe Iulian la această carte.
sunt și scenerii, este teatru, este tot. Deci un profesor care are această carte se simte foarte bine de-a lungul anului, la orice temă, la orice liberă. Așa că eu mă bucur că de această alegere pe biblioteca Arșmeu, la compartiment poezii pentru copii, a făcut această alegere cu urmele frumoase